viața de artist așa, asta ești acolo sus, mâinii ești acolo jos. M-a intrigat faptul că citiți literatură duhovnicească? Tu du din că cu lumea străină, mai bine este în pace decât cu ai Ceva Ce v-a lipsit cel mai mult în copilărie? Ieșeam de după scenă și când ieșem și încercam să intră între oameni, cineva să-mi cu ceva în cap sau să-mi să mă pe sau să-mi văd că... S-au întâmplat zică... așa cazuri? S-au întâmplat așa cazuri și deja încerc să trec peste ele. Știți cum e să dormi în gara? Nu mi-e jos de demnitatea noastră. Credeți în reîncarnare? Da, cum să nu cred? Am fost tineri și am făcut multe prostii. E de bine sau de rău? Când intrați pe ușă la plăie și problemele lăsați acolo. La omul care mi-i dragă treabă n-am, dar cale îmi fac, iar la el și mi-i urât, treabă am, dar nu mă duc. După Ce așa eu? piesă <laughs> și vinul e mai vin. Invitatul podcastului de astăzi este Nicolae Gribincea. Unii dintre voi ați scris că vreți pe lângă plăieșii, pe lângă muzica bună pe care o cântă, să-i ascultăm și viața, pentru că ea face parte din tot ce, ce este acest om. Bună ziua, domnul Gribincea! Bună ziua, bine v-am găsit! <laughs> mă bucur tare mult că ați acceptat și ați fost receptiv din start. Asta foarte mult contează m -a t -a -t -o mers, pentru că eu am refuzat pe multă lume ultimii, ultimii ani, așa, stau mai în umbră, pentru că așa mi-am zis eu că nu trebuie chiar tare să mă evidențiez așa, să fiu la locul meu. Modest, simplu. Așa e, cred că e cel mai bine. Așa frumos lasă spus. faptele, lasă faptele să vorbească. Celelalte așa, Timpul. Timpul le aranjează pe toate lucrurile. Așa frumos mi-ați spus, Mata. Așa vă adresați întotdeauna? Păi. Ca pe vremuri, Mata. Păi eu am experiența expedițiilor folclorice și întotdeauna am de a face cu lumii și așa, și mai așa. Și uh, uh, este necesară să arăți respectul față de, de cel cu care vorbești pentru a-l pune în valoare și pentru a l descătușa așa psihologic, pentru a-l predispune. Eu am, am învățat despre... asta de la Andrita Măzlăcaru. Deci întotdeauna trebuie să fie un dialog și nu un monolog când vorbești cu omul de vis-a-vis -vis și întotdeauna să încerci să-l pui în valoare. Și atunci ai câștigat și dacă îi zici mata, gata, te păi, simți acasă. Păi nu știu voi, ești mai tineri așa. Eu vin mai dintr-o lume așa, mai în altă perioadă și am învățat că trebuie să te respecti pe tine ca să te respecti alții și respectând pe alții, ai șansa să fii respectat. Și atunci, Cu siguranță. Tot ce se face se face nu împotriva ta, dar spre beneficiul fiecăruia din noi. Vreau să spun că Dumnezeu sau, știu, îngerul nostru cel păzitor sau ocrotitor, cum îi zicem noi, întotdeauna caută modalități pentru a ne predispune într-o lumină cât mai bună, cât mai frumoasă pentru mediul exterior, așa. Și poate câteodată cine e mai norocos are șansa să-l mai audă și când greșește și este mustrat. Dar asta sunt puțini din ăștia care au această șansă. De deci ce eu încerc să fiu modest la locul meu, încerc să găsesc modalități de a mi am buna dispoziție de a fi pozitiv și de a încerca să să-l manifest pe bunul Dumnezeu din mine cât mai bine și cât mai frumos. Da, foarte frumos. Eu vă zic bine ați venit. Bine v-am găsit. Să fie de bun augur discuția noastră. Mm. Licoare care ajută. Da. da o muzică da. bună spate aici? Spate, de ce să nu spate? La omul care mi-i drag. La omul care-mi-i dragă Treabă n-am, dar cale fac Iar la el și-mi-i urât Treabă am dar nu mă duc Mulțumesc! După așa, piesă! Și vinul e mai vin! dacă tot am să-mi cinstesc așa din el, apă, am să dau drumul la limbă, dar eu asta nu vreau. Trebuie, trebuie. Pentru asta sunt podcasturile. Să Bun. fim cât mai degajați, cât mai sinceri, cât mai adevărați. Mie mi-a plăcut când să începem podcastul și i-a spus colegului meu că eu am să stau așa drept pentru că eu sunt coregraf. Păi, deja a rămas ca unde, ca o, eu știu, um, um, felul meu de a fi când sunt în lume, când merg pe drum, când, dar mai ales când sunt în scenă, m-a întrebat la început cum dispoziția așa am zis cu o dar vreau să spun că de fiecare dată când ies în scenă trec aceste 200 de procente, le trec mai sus pentru că întotdeauna vreau să fiu exemplu pentru băieții cu care vezi, pentru toată lumea să mă vad așa firesc, sincer, cum sunt. Este, o, este, un exercițiu care predispune lumea și posibil că și felul ăsta de a fi așa liber, degajat, te apropie de, 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 de spectator Așa vorbesc. ați fost întotdeauna? Sau exercițiul acesta din an în an tot se perfecționează și vă perfecționează? Cu cunința, la început aveam aproape 30 de ani și mergeam pe drum cu ochii așa în jos, că mi-era roșine să mă uit la lumii. Și iată scena mă schimba de fiecare dată și am înțeles dar de ce să nu fiu, cum sunt scenă, să fiu așa și în viața din toate, toate zilele. Uh, și am, am trecut, a am făcut acest procedeu de, de a încerca să ridic ochii, să mă uit la lume, să zâmbesc, să. Când și cum? Uh, în, în diferite situații, în diferite ipostaze. Dar încerc să fiu pozitiv și încerc să fiu așa cum sunt eu. Uite, eu sunt așa, am aceast, au rămas aceste îndemnări de coregraf, de dansator și încerc să transmit și la alții. Noi l-am avut invitat pe Patrick Hanganu și în una din discuții, schimb de replici, el zice, când te uiți la mine cum fac fotografii, sunt Nicolae Gribince, A, ah, că așa stau. Da. El a fost la crenguțe de ieder, la doamna Ileuț, acolo la ansamblu, am venit, iar cu mine, la, la lecțiile mele, am învățat coregrafia tradițională nu știu dacă s-a ales cu un document de acolo, dar el a venit special să învețe mișcarea scenică, să învețe scânte și cred că i-a fost de bun augur lecțiile Marii Iliuț și Nicolae Grebince. Dar vedeți discipolii dumneavoastră uneori că au mersul, stilistica, toată la pachet Nicolae Grebince. E diferit, diferiți, <laughs> sunt diferiți. Depinde și de, eu știu, în afară de harul care îl au, care l au, au, de la Bunul Dumnezeu, dacă mai au și, eu știu, conștientizează rolul lor, scopul lor, pentru ce o face, de ce o face, mulți tineri la început de cale, așa cum vin ei, sunt împrăștieți. Dar dacă sunt talentați, a putut cum ai de Și atunci, întotdeauna, am vrut câțiva ți la în, la pleie și, și -apoi, în timp concert, îl mai întorc cap și așa mai zic. Tu ești prezent? De ce? Pentru că se ți -ți iau cu gândurile și uit că sunt spațiu scenic și toată lumea se uită la ei și poți să. Ă, să-i să vede că el nu are dispoziție sau să vede că este dus cu gândul și nu gândește la ceea ce face. De aceea le, le încerc să i spun. Ei tot timpul trebuie să fii la prezent. Tot timpul trebuie să fie cu gândul la prezent. Și aici, ce fac? Cum zic? Cum mă duc? Cum stau? Da, asta e o școală. Iată, o școală pe care dumneavoastră ați învățat-o și încercați să o duceți mai departe prin generațiile acestea care vin. Vreau să vă spun că sunt un autodidact, așa și... Pretențios? Perfecționist? Nu, nu. Este lăsător, sunt omul care nu duc lucrurile la cap. Și dacă mai ești cineva care mă mai mână din urmă, mă realizez și eu ceva. Iată așa s-a întâmplat cu aceste cărți cu, care, cu ajutorul Andrei Tămăzlăcaru, le-am editat. Le -ați adus. Da, și apoi ce, ce am realizat din CD-urile este vreo patru sunt solo care le-am realizat în ultimii trei ani colinde tradiționale în leagănul cerului, eu știu, muzică urășănească, muzica mea, folclor, interpretare Nicolae Grivincea, omul că trăiește în lume și ultimul, anul acesta nu nouț, iată așa, dragoste, floare din rai. Floare de rai. Mulțumim. Toate aceste CD-uri noi o să le ascultăm aici în redacție. Sper să avem Ia ocazia chiar și să citim. Las că o l întreb pe Nicu, operatorul, dacă le-ați ascultat. Data <gură> viitoare trecem. Ä, testul. Dar vă spuneam că atâta timp cât am lucrat la radio, multă lume solicitau din plăieșii și eu am avut ocazia în acea perioadă să ascult piesele la greu, da. Vrei, nu vrei, pe lângă urechea mea trebuia să treacă da. la ieși. Eu am avut ocazia să merg cu dumneavoastră în Bacău și să prezint unul din concerte și să văd sala din România, oamenii din România mai exact, cât de mult vă iubesc. Știi ce m-a surprins? Când toată lumea aștepta, dumneavoastră stăteați în mașină și citeați. Asta mi-a rămas, fiecare, unul mânca hot dog, altul alerga, altul în telefon, dar dumneavoastră citeați și nouă carte obișnuită? Băi, ultima vreme, sau ultimii vreo 20 de ani, eu sunt pasionat de un anumit tip de literatură, uh, Încerc uh, să mă regăsesc pe mine ca spirit, ca, eu știu, ca individ, ca scop al vieții mele și uh, nu zic că uh, citesc literatură duhovnicească, citesc, uh, eu știu, literatură de specialitate, terminologie, nevoi, tot ce ține de viața mea de zi cu zi, pentru că tot timpul trebuie să fiu uh, în formă, tot timpul trebuie să fiu conectat la ceea ce fac, pentru că viața de artist e așa: asta ești acolo sus, mâinii ești acolo jos. Dacă, dacă neglijezi cu, cu sine și cu ceea ce faci, spectatorul simte foarte bine ceea ce se întâmplă în scenă, dacă se întâmplă cum se întâmplă sau de ce se întâmplă, caută răspunsuri și atunci ești taxat. Da, ați avut momente când sfiți fiți în scenă, dar cu sufletul trist, disperat, zâmbet pe față și lumea să, să, simtă că starea dumneavoastră nu este cea cu care... Când era mai tinerelu, avem această stare, iată la tălâncuță, era, era și o, un fel de nesiguranță, era un fel de ne duse lucrurile bine până la capăt, pentru că cântam la tălâncuța, dar facem coreografie, sau cântam la tălâncuța, dar facem administrație publică, sau ori cu studenții, coreografie. În, În tot timpul, deci, deja a devenit ca un mod de viață. Dacă nu, iată, am stat două săptămâni acum acasă cu un picior, că mă doare încă și acum, că am exagerat la un concert, și s-a contractat o mușcă ceva plesnit și încerc să-mi vină în firii deja de vreo lună. Toți băieții au plecat în concediu până la întâi, dar eu am stat cu piciorul așa în sus și am meditat. Deci zic așa că e... timpul aranjează lucrurile, am mai zis la început, și respectiv și eu în fiecare zi încerc să învăț câte ceva orice informație nouă îmi trezește interes și mă descătușează și mă veselește și mă, îmi pune mintea în mișcare. Și tot timpul tot caut câte ceva. Mai ai intrigat faptul că citiți literatură duhovnicească? Nu știu, eu, eu sunt religios de felul meu. Cred în bunul Dumnezeu și Cred în ceea ce se întâmplă și văd lucrurile, am început să văd lucrurile puțin altfel, să gândesc asupra destinului meu, asupra omului, a civilizației noastre, a felului de a, de a fi, de a, eu știu, rolul mass media sau altceva în viața fiecărui individ cum suntem programați, prin ce metode suntem programați, de ce procedăm așa, de ce lumea este așa cum este. Sunt niște întrebări la care caut răspunsuri și încerc să le găsesc. Cartea vă dă aceste răspunsuri? Da, sunt cărți care găsești răspunsuri la aceste întrebări și atunci eu încerc să, să ajung la mine. Deci, o autoinstruire așa duhovnicească care încearcă să, care o încerc să să mi-o asum pentru a mă regăsi. Am vedea scopul de ce sunt, ce fac, cum fac, de ce fac, ce ar trebui să fac. Ăsta este cel mai greu, dar sperăm să ajungem la un uh, stare de zen. O stare de... Deci eu, când vorbesc de starea de zi, starea de zi a mea, uh, încerc să fiu uh, pozitiv. Încerc să vibrez cât mai liber, cât mai degajat, cât mai frumos. Încerc să îmi păstrez uh, parăștea gândurilor mele, cum zic eu, cât mai curat. Pentru că o vorbă spusă ne la locul ei, o prostie scăpată, întotdeauna, ne coboară vibrațional. Și asta se răsfrânge asupra noastră. Noi, oamenii, începem să citim uh, anume această literatură atunci când suntem în uh, mare deficit cu noi, suntem în multe întrebări, suntem. Uh, dezbrăcați de suflet, așa cum e, iubim să spunem. Dumneavoastră ați trăit această stare? Când nu zadar ați început Ai... să citiți aceste cărți? Sau cine v-a recomandat? Cine v-a dus pe acest drum? Nu, am ajuns singur la astfel de literatură, am ajuns singur să, să mă caut ca să mai pot regăsi și ca să-mi dau seama de ce fac și cum fac. Și atunci, încercând să mă remodelez. Am văzut că și spațiul și lumea din jurul meu se schimbă. Deci, și atunci am zis că asta este. Întâi încerc să mă schimb eu și astfel pot să-i schimb și pe alții, dacă vor. Și atunci mi-am ales niște modele de viață, mi-am ales niște feluri de a fi și de a reacționa la un anumit fel de informații, la alta. Și atunci am găsit acest echilibru sufletesc care încerc să mă împac și încerc să nu fiu abuză sau să nu fiu un element care poate deranja pe alții. Nu știu cât îmi reușește, pentru că noi suntem persoane publice și vrei, nu vrei, nu nu reușești urci într-o lebu sau de acolo, ia să apropii cineva și te laude și te zici și așa. Și, pe o parte e plăcut, dar pe altă parte nici nu știi cum să reacționezi când toată lumea aude asta și când... Deci sunt niște momenti uh, momente psihologice când întotdeauna trebuie să, să fie fii 100 de procente, deci Drept. A, a, axat, axat, la ceea ce se întâmplă. Că altfel ca în dezgrație, în primul rând singur, pentru că nu știi cum să reacționezi la lumea. Lumea, e, uh, lumea simplă de și e, trebuie să fii pe potriva lor tot timpul, deci trebuie să fii potriva omului de vis-a-vis -vis. și atunci e, este foarte greu să treci la o stare la alta pentru așa și atunci e, cauți modalități de a mai ocoli lumea, de a nu mai veni la interviuri, la... pentru că nu e chiar bine când scoți tot asta la vedere cum trebuie să fie, cu gândurile lui, cu felul lui de a fi așa cum este, pentru că asta, în primul rând, te ocrotește de lumea care este mai rea care se ocupă cu lucruri urâte și a doilea, eu știu, prieteniile este așa, care întotdeauna pot fi sincer sau, nu, sau o vorbă care o nu întotdeauna poate fi sinceră și atunci sufletește, simt și te afectează o lecuță. Adică că am trecut deja peste acestea. Că s-a întâmplat multe lucruri că ieșim din scenă, de, chiar în piața mare internațională, lume, tot sala asta, scenă sau piața plină. Și ieșim de după scenă și când ieșim și încercam să intrăm intră să între oameni, cineva să-mi cu ceva în cap sau să-mi treabă să mă scuipe, sau să-mi vadă că... S-au întâmplat așa cazuri? S-au întâmplat așa cazuri și deja încerc să trec peste ele. Și... Când ei v-au aplaudat păi, din public... Păi da, și dar când șit... și lume, este și lumii care se care ocupă cu alte lucruri, care... Și asta... Deja îi cunosc, îi întâlnesc pe drum acum aia și îi pare că, nu, că el nu a făcut niciodată așa ceva, dar eu știu că ăsta el și că l-am memorizat tipologic, mi s-a imprimat oamenii răi îi scanați și îi știți. Ei, da, și, și rămân, dar s-a întâmplat de multe ori și băieții mei de la plăie și sunt martori și adică au fost de față. Dar am trecut peste astea pentru că omul, mă rog, omul, om. Trece, dar pe suflet rămâne cuiu. Rămâne durerea și păi nu, tristețea de, în, 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 Încerc să le scot încerc să le scot, să le să fiu nepăsător față de ele pentru că fiecare în fața lui Bunul Dumnezeu suntem pe cont propriu cum zic eu de obicei și fiecare dă bada o anumită explicație la ceea ce face cum face, de ce face, ce scop are cu, cum slujește, cui slujește eu întotdeauna mi-am zis că ar fi bine să pot sluji Bunului Dumnezeu, Bunului cel întâiul pentru că am această necesitate de a privi lumea prin această prismă a frumosului. Și nu degeaba mi-am ales această profesie. Că am făcut multe, am făcut și construcții, am făcut și agricultură când eram copil și am, multe am făcut. Și am venit după armată ne posibilitatea să mi continui studiile, am lăsat la ca coreografie, așa am venit în Chișinău și am intrat muncitor de rând. Și am schimbat vreo două, trei lucruri până am găsit ceva care așa mi-a fost mai aproape ca să văd că mi-am zis că te știu îmi pe drumuri, flămând și dezbrăcat, dar rob nu, nu o să fiu. Rob unei munci grele sau. Și atunci, atunci am înțeles că asta poate fi o modalitate de a-mi de a forma un caracter în jurul căruia ar putea să-mi construiesc cât de-cât o personalitate. Ca să trecem un pic prin revistă, că e foarte frumos că abordăm acest subiect, să știți că eu am vrut să ne oprim la armată, <laughs> dar vreau să trecem prin biografia dumneavoastră un pic. V-ați născut la Hâncești, în Mingir? Da. Ați făcut acolo o școală, veniți dintr-o familie cu opt copii, sunteți al patrulea, la, la mijloc. La mijloc, da. <laughs> și cum, părinții dumneavoastră, patru feti și patru băieți, un echilibru total. Un echilibru total, o familie cu, cum era pe atunci, cu multe greutăți, neavând posibilitatea pe toți să ne întrețină, am pornit în lume. Și mama mea, venind după armată, mi-a cumpărat niște încălțăminte, o pereche de pantaloni și o camașă și mi-a dat 20 de rubli, cum era atunci a sovieti, și a zis că tu din lume, că cu lumea străină mai bine este în pace decât cu ai tăi. Și ăsta a, a fost, un exemplu pentru mine când am încercat să, să mă găsesc pe mine în asta lume, așa cum era pe timpuri și cum mai este și acum. Ce v-a lipsit cel mai mult în copilărie? Că dragostea părinților noi eu aveam așa în măsură. Dar cu siguranță în timpul celea erau niște lucruri pe care noi ni le doream, dar părinții nu aveau posibilitatea. Dumneavoastră evident. Ce trebuit Evident. atunci? Se întâmplau lucruri când ne sculam de la masă flămânzi, se întâmplau lucruri când avem ce îmbrăca ca alți copii. Deci, nicătând că părinții mei e, e, au fost oameni la locul lor, ne-au iubit și ne-au încercat, e, au, e, atât de mult au muncit cât cum mă mir de vrednicia lor de a încerca să ne crească mari și tot timpul zicea, învățați să nu rămâneți proști, duceți-vă în lume, găsiți-vă, vedeți ce puteți face. Mama mea a fost pentru mine un exemplu și din comun, care nu știu dacă dormea. Nu țin minte s o văzut dormind. O singură dată cred că am văzut-o. Și atunci m-am trezit noaptea pe noaptea și atunci am văzut că doarme. Dar de obicei tot timpul o vedeam ceva așa. Făcea croitorii, cosa hăinuții, la tutun, la colhoz, la cu mulți copii. Noi, de fapt, în familie cu mulți copii, întotdeauna copiii îți cresc unii pe alții. Am avut noroc de sora mai mare, Tatiana, care era cea care organiza lucrurile și fiecare din noi avea niște responsabilități și fiecare făcea un anumit lucru. Și dacă vede că nu ne isprăvim, încerca să ne ajute. Mai luam și bătaie, pentru că așa era, ca în familie, ca copii. Dar a fost bun exemplu pentru mine. Mama mea, sororile mele, frații, de la care am învățat multe și de care și astăzi învăț, pentru că mă bucur Nicătând că am ajuns la... Deja când noi avem copii și avem și nepoți, am rămas o familie prietenoasă. Adică, suntem o familie care ne ajutăm unul pe altul, care sărim la nevoi. Și asta mă bucur cel mai mult. Adică nu suntem străini. Și este această doză de spiritualitate care ne unește și dragoste de, de frate, de soră, de neamul nostru, de... Asta înseamnă foarte mult. Pentru că toți s-au împrăștiat prin lume, toți s-au dus. Casa, cu siguranță, a rămas celui mai mic. Ce v-ați ales din toată averea părinților? Ce v-ați luat acasă la dumneavoastră? Nimic. mi am luat e, fotografia mamei și a tata, care erau când s-au căsătorit, aveau fotografii. mi am mai luat niște fotografii, din noi copii, iar restul, ceva, nimic. Nimic. Și casa a rămas, iată cum aia, a rămas casa pustie, a rămas cu o femeie din mahară de acolo, cu o bătrânică care îngrijește de ea. Și mă doare sufletul și clar că încerc să mă gândesc la părinți că dacă ar vedea starea asta, tare nu ar fi cu sufletul un păcat. Dar așa este viața. Toți au încercat să duc să-și realizeze visurile, să-și crească copii, să-i scoată în lume. Să... Și, și atunci ne împăcăm cu gândul că toate lucrurile materiale sunt trecătoare, depinde de fiecare de noi cum ne păstrăm sufletul și cum, eu știu, ne înțelegem, cum reacționăm la anumite probleme, cum ne ajutăm, cum încercăm să găsim modalități pentru a ne realiza, a sfinți locul acolo unde suntem și să facem ceea ce putem face. Toți opt, reușiți să vă întâlniți grămăjoară, pentru că noi suntem cinci în familie, și noi nu putem să ne adunăm. Ba vin acasă trei, ba patru, dar toți cinci, e foarte greu să ne adunăm. Și atunci eu mă gândeam și zic mami, dar ce mai fac cei care vin din familie cu 8, 9, 10, 12 copii? De mult nu s-a întâmplat să ne adunăm toți. Am mai făcut fotografii așa, eu știu, la mormântările părinților, mi-am adunat și am... Dar evident că toată lumea, toți noi, fiecare cu problemele lui și încercăm să ieșim, să intrăm în situațiile lor, dar v-am spus că bucuria este că suntem uniți, că suntem o familie, că suntem cu ajutor unul față de altul la o anumite probleme și asta e bucură. V-a mama cei 20 de lei și vreau să revenim la acest moment, pentru că el face istoria în tot. Cu acei 20 de lei v-ați pornit în lume. Asta a fost după armată, da? Da, da. da. Ce lucrat... ați cheltuit acei primii 20 de lei? Da, cât erau numai pentru mâncare, pentru că am venit la Chisinau, am mai stat în gară vreo două nopți până am găsit instituția la care trebuia să mă duc să mă aranjez la lucru ca să-mi dea un cămin, așa cum era pe timpul atunci. Știți cum e să dormi în gara? Da. Da. Nici o problemă. Noi am trecut prin toate și suntem e, e, așa, cu imunitate cu imunitate și cu, eu știu, e, adică nu-i mai sus, nu-i mai jos de demnitatea noastră. Sau nu suntem noi mai sus de orice situație. Noi suntem copii de la țară, chenuieți, crescuți, la tutun, la, la vii, la prășit. La... Deci noi avem această imunitate și eu mă bucur că au fost aceste lecții de viață, pentru că, indiferent cum era greu, dar eu reușeam să joc fotbal pentru echipa din sat, reușeam să mă duc la Casa de Cultură să cânt cu taraf satului, cât am fost copil și multe lucruri. Deci mi-a fost de bun augur această experiență complicată, grea, că veneam de la școală, ne urcam răbdi cu fratele Mihai, ambasador, ne urcam pe bicicletă și duceam și în două, trei ori făceam norma mamii la prășit ca să reușim la 5 jumate la șase, la stadion la fotbal. Chiar acum vorbeam cu colegile mele înainte de a intra în interviu. Generația noastră acum are tot. Și da. e bine sau rău? Acest tot uneori tot încorcă. Încorcă. Uh, Individu are nevoie de aceste lecții. Noi toți venim în această lume pentru a trece anumite lecții și pentru a încerca să ne ridicăm spiritual. Până la urmă, sufletul nostru este nemuritor și de fiecare dată la noi nu se crede în reîncarnări, dar asta așa și este, pentru că vrem noi să nu vrem, dar viețile noastre sunt niște școli care fiecare din noi trebuie să le treacă pentru a, a se ridica spiritual la o altă treaptă. Credeți în reîncarnare? Da, cum să nu cred. Deci, că religia noastră creștină nu crede asta sau alte religii nu. Da? Deci eu asta cred și eu asta uh, am stări din din alte vieți. am uh, Eu trebuie să fiu cu sufletul în păcat. Pentru că dacă eu o să fiu cu sufletul în păcat, o să pot împăca și pe alții. Sau eu dacă o să mă iubesc pe mine, o să pot iubi și pe alții. Și invers dacă o să mă iubesc pe mine, poate că și alții au o șansă să mă iubească. Omul care se descurcă de mic copil, se descurcă și atunci când crește mare, chiar și când ați plecat în armată, nu ați fost supărat din nimeni. Și acolo v-ați făcut datoria de coregraf. Păi da, <laughs> și ce a acolo, fost acolo, în acolo sânge învățat meseria, da. Eu vreau să vă spun că de mic eu știam că eu am să fiu... Am mai zis mai tâncă la un interviu despre aceasta. Eu de mic copil știam că eu am să dansez, că am să fiu dansator profesionist, că o să fiu artist, că o să cânt în scenă. Cu... Deci eu asta, eu asta pur și simplu știam. Pur și simplu am realizat pe parcursul vieții asta. Deci noi venim în astă lume... Cu anumită experiență a sufletului nostru, care uneva acolo, eh, genetic se transmite și este în aura noastră, în spațiul nostru, în tot ceea ce ține de eh, individul sau de, da, de fiecare de noi, vinim cu această încălțătură. Pur și simplu nu ne dăm seama sau nu știm despre ea și nu știm să găsim modalități pentru a, a, le, dezvolta. a le dezvolta și de a le scoate în evidență, știu, lucrurile bune. Asta e despre ceea ce citiți la moment. Mi-amintesc în discuția care am avut-o la Băcău, cam tot a fost sub aceste paranteze despre reîncarnare și despre viață, și despre binecuvântare pe care ne-o dă Dumnezeu în destinul acesta, pe care trebuie să-l ducem, să-l ducem frumos. Revenind la armată, de acolo ați prins un pic de disciplină? Evident, evident. A fost vreo 45 de zile până am primit jurământul, a fost așa o armată serioasă cu în de minute să mănânci, în 45 minute să te îmbraci, în 45 minute să strângi patul, în 45 deci, Atât de mult? De secunde, de secunde, nu minute, secunde, <laughs> scuzați. Și evident că asta a fost, pentru început a fost un stres, dar asta a devenit, deci lucruri de toată ziua și după acest 45 de, zi, de zile care le-am avut așa de armat serioase, am ajuns într-un ansamblu și acolo am învățat meserie de coreografie, de scenă, de mișcare scenică. A fost o perioadă frumoasă. Armata v-a învățat, de fapt, meseria pe care o faceți acum? Ei, am învățat puțin la Soroca, pentru că deci, am învățat un an de zile la coreografie la Soroca la școala de iluminare culturală, cum se numea atunci, colegiu de acum. Și asta m-a... Inițiat, inițiat, în Dar, temă. Dar știam ca să meargă încolo, știam că să nimeresc în ansamblu, în armată, Știam niște lucruri pe de care... de unde știați? Nu știu, dar e intuitiv? eu... Intuitiv? Intuitiv, intuiția... Nu no ați avut surse oameni no, 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 care să vă deschidă no, 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 uși să no, no, zică, no, no, Nicolae no, face asta, asta? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Deci, intuiții. Întotdeauna i-am dat prioritatea intuiției și ar sfătui pe toată lumea să atragă atenție la această intuiție, pentru că întotdeauna îți alege, deci, sufletul sau, hai să spunem altfel, noi avem cinci, eu știu, simțuri dar sunt și simțurile sufletului pe care ele sunt, dar noi nu știm să le folosim. Și dacă am ști să le folosim atunci, uh, uh, cu noi s-ar întâmpla lucruri foarte frumoase și ne-am redescoperit pe noi și am redescoperit lumea cu puțin sub multe alte aspecte. Și iată, intuiția este primul organ, așa, care cel mai ne ajută și în, în starea noastră fizică să facem ceea ce dorește sufletul. Da, și... sunt lucruri pe care trebuie să le, da. să le învățăm și să le simțim cu adevărat. După armata, ați venit la Chișinău, v-ați căutat un lucru, stabilitate financiară. Când v-ați însurat, cum a fost contactul cu Aurica? Aurica se numește soția dumneavoastră, da? da? M-am însurat, însurat târziu, la 32 de ani. Dar ce ați făcut până la 32 de ani? De deci ce așa de greu v-ați însorat? Pe vremurile celea era târziu. Deci eu, eu, încercam să mă instruiesc pe mine. Tot ce a fost legat de mine a fost legat de ceea că eu a trebuit să învăț niște meserii. Eu am încercat să, să mă regăsesc pe mine ca, nu știu dacă e ca artist, dar ca om. Am făcut uh, un an de meserii la Steaua Roșie, cum era pe atunci, se numea, lucrător de rând, apoi am intrat la, la istorie, la Universitatea de Stat, am lăsat-o, m-am dus la Institutul de Arte, am terminat la Institutul de Arte și după aia am lucrat vreo 8 ani la Filarmonica Națională. Și așa a început activitatea mea profesionistă ca dansator la ansamblu Lăutarii, apoi la Floarea Moldovei, apoi la Fluieraș. Ca nu ați avut timp de dragoste? Nu ați avut timp să ieșiți cu o femeie? Păi nu, am fost, am fost tineri și am făcut multe prostii și am ne pare rău, dar nu le putem să le dregem la loc. Dar, dar a fost o experiență de viață prin care am trecut și, și, din care am încercat să învățăm și am depășit. Care sunt acele prostii în tinereții pentru care regretați? Nu, nu, trebuie să vorbesc despre ele. <laughs> nu trebuie să vorbim despre cele rele, haideți să vorbim despre bune. Bun a fost că am avut această șansă să mă întâlnesc cu Andrita Măzlăcaru, să mă întâlnesc cu Victor Botnaru, să mă întâlnesc cu cei de la Tălâncuța. Bun a fost că m-am întâlnit prin 85 M-am întâlnit cu Nicolae Bodgros, care mi-a zis că dacă face ansamblu de coreografie, de cu dansuri, mă va lua la el în ansamblu și așa și s-a întâmplat. Deci a fost ă, lume bună în, în jurul meu de la care am învățat și care mi-au fost niște, eu ă, știu, așa, ca orientiri pentru mine, pentru a mă ghida și a încerca să ajung la mine și să... -mi, zic eu, scrieți așa o anumită personalitate care ar putea da roade. Da, ați avut și momente grele, mai puțin frumoase care v-au influențat. Doar că încercați să le acoperiți, să uitați de ele? Da. Nu e bine de mai răscolit și de ajuns Întotdeauna trebuie de gândi pozitiv și eu pornesc de la acest gând. Dar sunt undeva depozitate în sufletul dumneavoastră? Portați ranchiune în răzbunare? Nu, 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 nu. De mult, toată lumea am iertat și de mult deci nici nu încerc să-mi aduc aminte. Poate dacă-mi aduc aminte, încă o dată mi, mi cer iertare, așa, în fața bunului Dumnezeu și... Deci... Nu port pică pe nimeni, nu am cu nimeni nimic. Încerc să. să... Am încercat să nu obișnuiesc lume, să nu-i rănesc cu ceva. Dacă s-a întâmplat, poate că a fost întâmplător, dar eu de la asta am pornit. Că eu trebuie să stimez omul vis-a-vis. Să, să, l pun în valoare și astfel poate am șansa să fiu și eu pus în valoare. Dacă când vă închide ușa cineva, o mai deschideți odată? Sau dacă v-a închis-o, gata, amin? Nu, 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 nu. Eu pot să încerc de zeci de ori. Insistați. Păi, dar este nevoie de această insistență. Pentru că întotdeauna suntem ghidați de situație. Poate situația n-a fost favorabilă, poate omul a fost cu sufletul un păcat în moment, poate altceva. Și întotdeauna ni se deschid niște portițe și trebuie să, să încercăm. Cea mai mare prostie a omului este această mândrie. Orgoliu. Orgoliu. Iată dacă noi n-am putea depăși pe acestea, atunci lumea ar fi mult mai bună și mult mai fericită și mult mai îndestulată. Și, dar eu fug de această mândrie. De atât încerc să fiu cât mai modest, încerc să, să fac ceea ce pot face, așa cum fac eu. La unii place, la alții nu îi place, dar de asta deja e problema lor. Faptul că sunteți permanent uh, drept, asta vine și de la faptul că ați dansat întotdeauna, dă senzația uneori că parcă ești așa cu nasul sus. V-a spus cineva că sunteți fudul? Da, da, da. Dar nu. Da, da. Deci, de mult am depășit această chestie de a că cineva îmi zice ceva și eu trebuie să reacționez. Nu, eu doar mă știu pe bine cum sunt eu. Deci eu trebuie să, să atrag atenția ce spune unul sau altul. Da, uneva este acolo, ea dar încerc asta să, să mă eliberez de aceasta. Este lume căr cărora le-am acordat și atenție și multe suflet am pus în ceea ce fac și au dat cu piciorul și nu m-am supărat pe ei. Ei Pentru nu m-au supărat. Mi-a trecut. Mi La moment toți ne supărăm. Păi da, dar depinde și de gradul de supărare. <laughs> <laughs> deci, nu. De, 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 omul are această libertate de a alege ce vrea să aleagă. Vă dați seama, ori și ce noi putem să alegem ce dorim. Vrei, te-ai supărat și să-i mocnești și cu rânșunea, și cu ciudă. Dar vrei să da dai într-o parte și în mai departe. Deci, noi alegem, tot timpul alegem, pentru că realitatea din jurul nostru este ceea ce noi alegem drumul pe care vrei să mergi, pe acela te Corect. Duci. Și nu-i vorba numai de, de, de un drum așa larg și ține de viață, dar de situații. În orice situație noi avem șansa să alegem 3, 4, 5 variante. Care alegi? Și de aceea zic, tot timpul trebuie să fii la prezent, să știu ce aleg. Câteodată să te asculți așa, cu inima, sufletul, să găsești varianta care trebuiești și chiar cu un răspuns, nu trebuie să-l grăbești, trebuie să faci o pauză și intuiția deodată îți dă răspuns care trebuie. De multe ori se întâmplă asta în scenă. S-a început melodia, când cu eu am, nici nu, nu știu despre ce cântică că este încerc să întreb cineva din băieți care aud din spune, că despre cânt cu cela, că sunt prea multe, prea multe informații, emoția în scenă, trebuie să fii tot timpul și... Uitați textul? Da, s-a întâmplat. Mai rătășesc câte o strofă, dar asta nu i mortal. Și îmi cer scuze la public, dacă cântă, știu cântele și cântă împreună cu mine și se și așa, băi, dar nu cânta și aici trebuie, știi. Am, și am, am uh, curaj spun, vă rog să mă iertați, chiar că am rătășit o strofă, nu știu unde. Deci, și asta este normal. Sinceritatea, nu, Zadar, podcast, se numește Sincer cu tine. Da? Asta exact așa? Exact în, în sintă s-a dus denumirea acestui podcast. Domnul Grăbincea, revenind la asoția dumneavoastră, Aurica, vorbeam acum despre felul că știți să iertați, că știți să intrați în comunicare, să lăsați, când trebuie să lăsați la dumneavoastră. Așa sunteți și în familie? Sau doar încerc. cu prietenii? Nu, nu, nu. Și în familie încerc să fiu cedez. Mai, mai, mai rățoiesc și eu așa câteodată, dar nu. Deci, familia noastră este o familie frumoasă, este o familie unde se respectă lucrurile, se respectă, ne respectăm unul pe altul, este această dragoste pentru familii, pentru copii, pentru soții, pentru știu. Și deci, La 32 de ani v-ați căsătorit? Câți ani soția avea pe atunci? Aia, aia, Ea vreo mai mică. 20, da, vreo 25-26 Ați amăgit o cumva? E, mă duc să o amăgesc singură. <laughs> Atunci erați oricum deja artist. Credeți că asta a jucat rolul în alegerea auricăi? Posibil. Posibil. Nu, nu zic nu, pentru că nu știu. Și n-am încercat niciodată să. să... Nu spun că la noi, mă rog, e dragoste, așa, nu. Deci este o familie sănătoasă, normală, unii se respectă unul pe altul, unii în fiecare își face, încearcă să-și facă atribuțiile lui. Dar dragostea de asta, peste urechi, care cu fluturi în stomac, ați avut-o? Ei, noi am fost băieți tineri și noi ca toată lumea și evident că au fost și o dată mai este, dar asta e așa, nu i atrag, nu e atragem atenție, eu unul nu i atrag atenție, pentru că dragostea trebuie să fie permanentă și de zi de zi și în orice situație iată ce e dragostea adevărată și familii rezistă în timp pentru că, că știi să cedezi știi să faci pasul în urmă, știi când să taci știi când să răspunzi Vorbim acum de o relație sănătoasă, o relație bazată pe respect, Curect. dar sunt iubiri în care tu nu poți, sau cel puțin treci peste anumite limite, nu poți controlezi totul. Asta era, deci a fost cu prima dragoste, din clasa a șaptea până într a nouă, nu știu cum au trecut acei doi ani, pentru că așa eram îndrăgostit într-o fată din clasă, din sat. Dar după clasa nouă a trecut această dragoste, am zis că băi, păi, asta e așa, depinde cum reacționez la ea. Și mi-am dat seama că întotdeauna trebuie să găsești acel echilibru între toate lucrurile. Trebuie de găsit acel echilibru. Dragostea adevărat trece? Expiră? Are și ea termen de valabilitate? Depinde, da. Eu cred că are cred că are. Dragostea adevărată este respectul, este, deci, comunicarea aceasta de zi cu zi, de găsirea împreună a unor rezolvări a problemelor. Asta este dragoste. Noi, deci lumea înțelege foarte greșit această dragoste. Dragostea e în jurul nostru tot ce vedeți în jur, ăsta e bunul Dumnezeu cu dragostea Lui, care unește lucrurile cu aceste energii. Și noi, când vorbim de dragoste, este e una, și când vorbim la general de dragoste, este cu totul altceva. Noi nu trebuie să dăm voie instinctelor să o ia înainte. Știți asta să vă obligatoră. controlați întotdeauna? Corect, dar asta, asta, este primul pas care trebuie omul să-l facă. De a, -a de a se manifesta conștiincios ceea ce face, fără a da uh, libertate instinctelor să o ia înainte cugetului. Altfel, nu, noi nu nici, prin cine deosebim de animale? Pentru, acea, pentru această rațiune care încercăm să o punem în valoare și care încercăm să să găsim modalități de a aplana lucrurile, de a găsa acel, acea balanță care echilibrează spațiul, eu știu, tot în jurul nostru. Interesant subiectul acesta de discuție. Niciodată Inima nu a luat-o înaintea minții. Păi, dar, dar vrem sau nu vrem, dragostea este supremă și această Inima noastră este cea care vibrează tot la instinctul Sufletului din noi. Și de aceea, conștiința este prima care care face această legătură între inimă, suflet și tot ce ne înconjoară. Când vedeți o femeie frumoasă, știți să spuneți stop, aici ne oprim. Păi da, de ce să nu mă bucur de când vedem lucruri frumoase? De ce să nu te bucuri? Sovestea. Sau, da? Este unul din elementele care ne face oameni. Dacă n-ar da, fi iată, acest bun simț, dacă n-ar fi această conștientizare, nu ne deosebim loc de animale. Și asta este ceea care mișcă lucrurile spre bine. Noi trebuie să găsim modalități pentru a ne, a ne ghida în așa fel ca să dăm prioritate bunului simț obrazului, vorbii cumpătate. Din ce domeniu vine soția dumneavoastră? Dumneavoastră, fiind artist, ea este mai realistă, mai pragmatică? Ea a făcut colegiul medical, apoi a făcut facultatea de litere la Universitatea de Stat și lucrează de vreo 30 de ani, lucrează bibliotecară la Academie de Muzică, Teatru și Alte Plastice. De vreo 30 de ani? și... Parcă am trecut pe la bibliotecă, stau acum și mă gândesc, care e soția dumneavoastră? E. <laughs> da, și revenind la subiect, spuneam că nu am prea văzut fotografii pe rețele, pe socializare. rețele de socializare cu toată familia, pentru că aveți două fete extraordinar de frumoase și de talentate. Nu, eu cred că asta trebuie să fie de ține de fiecare în parte. Eu nu mi-e dragă să, să mă expun și să mă mă rog, așa mi-e profesia, persoană publică și trebuie lumea, lumea încearcă să caute, să, să, vadă cine e Nicolae Grebincea, care e familia lui. Dar nu cred că trebuie să scoatem la vedere niște lucruri care țin, sunt niște lucruri personale, care țin de familie. Să nu amăgiesc, la omul anului ați fost cu soția? Da. La omul anului ați fost cu soție, da. gata. Aurica, mii de scuze, știu. A. A. <gânt> mă gândeam acum da. la acest moment. Dar în acest an și v-ați ales și cu trofeul omul anului. Pentru că ceea ce, ce faceți este o muncă enormă. Domnul Crăbincia, eu am selectat de pe pagina dumneavoastră șase fotografii, șase ipostaze diferite. Chiar dacă eu mi-am dorit caut Fotografii cu familia, ce am găsit, am găsit. Da. Vreau să trecem acum la Sincer Foto. Podcastul se numește Sincer cu tine, da, da. dar uh, următoarea e vorba de Sincer foto. Eu vreau să vorbim despre această fotografie. plăieșii. sunteți da, da. în componență de 16-17 persoane, da. toți bărbați. Toți bărbați. E greu să colaborezi și să minții așa o echipă? Pentru că... Toți sunt artiști creativi. Da, toți au personalitate și trebuie, toată lumea, să găsești limbă comună. Dar sunt niște reguli care, indiferent de ce personalitate ești și la ce grad de personalitate ești, trebuie să respecti niște lucruri. Trebuie să-i respecti pe colegi, trebuie să fii la un nivel cu ei și trebuie să, să nu-i pui în situații sau să faci niște lucruri care îi afectează sau care îi ia. Deci, Vă mai certați? Aveți supărăcioși în echipă? Mai sunt, dar întotdeauna încercăm să le explicăm. Deci, deja este o echipă care s-a selectat pe parcursul anilor. Pentru că eu am pornit întotdeauna de la întâi. Dacă are elementul omenescului, al obrazului și al bunului simț, înseamnă că poate să facă parte din plăieși. Indiferent dacă are calități sau mai puțin calități. Dacă este predispus, are drag și vrea, de aceea am început cu, când am început plăieșii și vreiam să fac încă prin anii 90, vreiam să fac un ansamblu la filarmonică, cu profesioniști nu mi-a reușit. Și atunci domnul care mi-a zis, păi să-i crești tu, n-ai să ai ansamblu. Și așa și s-a întâmplat. Și de ce au venit copii care i-am luat de la colegiul transporturi Profesioniștii sunt mai alentați? Nu. Profesioniștii sunt ghidați de niște stereotipuri și de niște lucruri care le-au învățat și care nu, nu se pot depăși câteodată. Și atunci este nevoie, dat fiind faptul că suntem un ansamblu etnofolcloric, noi încercăm să cântăm mai țărăniești, așa cum cânt eu. Pentru că eu n-am făcut școală muzicală serioasă și am fost un autodidact, am învățat din ceea ce am pe parcursul anilor și de ceea îmi permit să, să îi impun un anumit fel de a gândi muzica, un anumit fel de a o interpreta, că am o experiență în spate și toți cei care sunt în ansamblu sunt mai mici ca vârstă ca mine, poate ei sunt profesioniști de zeci de ori mai buni ca mine, dar, dar eu sunt cel care o rânduiesc lucruri în acest ansamblu, pentru că este ansamblu care eu l-am format, care eu l-am adus la statutul care este și, și întotdeauna ei trebuie să înțeleagă, să pornească de la ceea că eu nu sunt dușmanul meu să-mi fac rău ansamblului pe care l-am cu atâția ani de zile și când l-am ridicat de la amatori până la colectiv profesionist. Chiar dacă Aici. nu suntem chiar profesioniști că mulți muzicanți și ăștia care sunt mai mari așa, ă, nu ni s chiar profesioniști. Și asta nu ni supără și pe mine nu mă supără, că eu chiar n-am făcut studii muzicale și chiar n-am fost profesionist. Adevărat, așa cu document muzical. Dar eu am făcut profesionalism ca coregra profesionist, ca un bun, eu știu, folclorist, că am fost în sute de sati, ca că cunoscătora melosului din partea locului ca multe nu, nu vorbesc multe ca să nu zic că este să obraznic. Cert că la dumneavoastră concertele întotdeauna sunt cu sala plină și lumea vă iubește și asta spune cel mai mult. Ați câștigat și butonul de aur. Da, Ați da, câștigat la cu YouTube. Doi ani în urmă. Da, dar am selectat prin fotografii da, și da. cât de importante sunt acum vizualizările și dacă pagina de YouTube tot uh, dă un clasament pentru dumneavoastră. Păi da, avem peste vreo 30 de materiale care au trecut de milion, adică vizualizări. Sunt ca și 25 de milioane, 24, 15, 10, 7, 8. Deci plăiești și sunt vizualizați. Nu știu cât la noi aici, în Republica Moldova, dar cu siguranță în lume, în România, în, încolo, ești din diaspora, e, acolo de, din ce țară, cât, cam câți avem. Dar vreau să vă spun că e ca cu de când nu m-am uitat pe YouTube să văd ce e când. Pentru că fac, încerc să fac asta, eu știu, o, dată la jumătate de an sau o dată în an, studiez ce vizualizări, care rating-ul, ce fel de cânt ce lumea accepte? ca subiect, ca linii melodică, ca, eu știu, interpretare, ca... pentru ca să încerc totdeauna să, să, încercăm să venim cu ceva nou. Întotdeauna, deci, acest val pe care suntem este bun pentru că încercăm să-l menținem așa că a trebuit în pandemie toată lumea a de dar eu am făcut cântici urășănești și, și l-am imprimat și l-am imprimat cu o linie tradițională. Nu ați stat eu în simt... pandemie v-ați găsit de lucru. Cert că e foarte frumos că dumneavoastră știți să îmbinați folclorul cu modernul și să-i dați alura asta nouă, un suflu foarte autentic. Eu am găsit o fotografie, domnul Gribincea, mai veche Mm -hmm. La Radio Noroc? Da, da, da. Pe atunci, încă când Iureni în Nistoric prezenta da, da, dimineața da, da. pe rocoare, dacă da, da, da. Cerc, tot așa, probabil se numea. Cum era atunci, Nicolae Grbincea? Cum este acum? Lucrurile au evoluat foarte mult. tot același, ca individ, tot același. Adică, se... Atunci vă cereați ca să vă duceți la emisiuni? Acum lumea nu, vă cheamă? Nu, m-am cerut niciodată. Sincer, nu m-am cerut niciodată. Eu v-am spus că nu prea îmi place să mă afișez așa. Mai modest. Colaborarea da, eu... cu Iuri, cum a apărut? E foarte bine când ai un producător, un om care să ghideze și să coordoneze anumite lucruri? Iuri, în primul rând, este săteanul meu și m-am bucurat foarte mult când el, știam că este la Institutul de Arte un băiat care face teatru, care face, pe urmă, deja emisiune radio și asta e așa în schiauti. Este bine că avem și în acest mediu un, un mingerean de-a nostru. Iuri este o găselniță pentru plăieșii și o, am spus -o de fiecare dată și o spun în continuare cu atât, așa o capacitate de muncă și cu atâta consecutivitate în ceea ce face și cu atâta omenesc bun simț și cu bună dispoziție tot timpul. E, e mai ușor să... să fie cineva responsabil de concerte, de evenimente. Nu poți să să-ți asumi totul. Da, păi, mă, știți cum, și statutul ăsta de colectiv profesionist ne-a deschis această ușă cu mai multe concerte, mai multe invitații. Este nevoie de, deci, de tot mecanismul ăsta de programare, de că plecăm pe 5 zile, pe 4 zile, pe 3 zile. Deci este o activitate artistică, așa cum își de bine cu ansamblu care, trebuie, care este activ și care este solicitat. Și chiar dacă suntem mai departe de familie, dar este bine cineva care o rânduiește lucruri, care eu mă duc și nu mă gândesc unii colbăiețe în în sare sau ce mănâncă mâine dimineață, pentru că este un om responsabil. Este un om care din timp se înțelege, din timp convine, încheie contractele cu plătești cazare, plătești masă, plătește... Deci este om care se ocupă cu asta. responsabil. În afară cont, da. Păi da, păi fiecare trebuie să-și facă a lui. Eu i-am zis și le zic în continuare: când intrați pe ușă la plăiești, problemele lăsați acolo aici ai venit trei ore cât e repetiția, trei ore jumate, două ore jumătate. Ești aici, cu gândul aici și cu bună dispoziție. Când ești în scenă, ești 120%, trebuie să fii prezent tot timpul, cu gândul la prezent și ce se întâmplă în scenă și te de dai. Așa cum o fac și Nicolae Grebincea. V-am spus, când intră în scenă, eu trebuie să fiu 120-150. La rotații. <laughs> alt, 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 fel nu ajungi la sufletul omului. Altă fotografie, dumneavoastră scriind autografie. Oh. Cât de mult vă place să faceți acest lucru? Nu chiar tare. <laughs> nu chiar tare îmi place, dar, dar, eu mă conștientizez că sunt la o anumită vârstă și este o vârstă când am trebuit să scoți niște rezultate și ceea ce s-a întâmplat ultima vreme e, sunt niște rezultate activității de ani de zile. Pentru că repertoriul plăieșilor care este ajuns la vreo 300 de cântece n-a ajuns pur și simplu așa. Este zeci de expediții, este zeci de zile de sâmbete, duminici, ne fiind în mediul familiei, dar stând, căutând variante, schițând, punând, ca să le aduci la o, o anumită statut de cântic, fie el folcloric, fie el de autor, dar care trebuie să aibă conținut, ținut, consecutivitate în ceea ce aduce mesajul omului. Este un afiș, Maria Iliuț, da. este Ioan Proca și dumneavoastră, Nicolae Grăbincea, și mi-a tras atenția coregraf. Acum pe afiș mai obișnuit să scrieți această funcție? Asta la Cremuță de Iedere. Eu sunt coregraf. De ce? Pentru că colectivul e, e este pe lângă, facultate, pe lângă Facultatea de Arte Frumoasă a Universității de Stat. Unii, sunt și eu acolo conferențiar universitar de ani de zile și am vreo 20 de ani deja de când sunt e, în această postură la a, a, Universitatea de Stat din Moldova. Și ansamblul este prin cadrul secției folclor a facultății, iar eu predau coreografia tradițională. Și astăzi mai faceți acest lucru? Și astăzi. Sper să mai fac și la anul, dar nu știu. Cum este prietenia între dumneavoastră și Maria Eliuț? În general, cum este prietenia între artiști? Există ea cu adevărat sau oricum este acolo un skin? Eu cred că este și este normal să fie așa. Pentru că este această, deci tot timpul pui în balanță ce s-a făcut acolo, cum se face acolo. Întotdeauna cauți alte, alte forme de redare, alte, eu știu, Maria Eliuț este nănașa mea. Și trecând peste aceasta, deci este această lucrare frumoasă în cadrul facultății, și aceasta, de 40 de ani, la tălă împreună. Deci, sunt niște lucruri firești, fiecare care își face, încearcă să facă treaba cât mai bine. Și rezist în timp această, eu știu, conlucrare. N-aș fi? N-aș aveți unul? Fi câți aveți? Nu, fi, am doi. Nu v-ați făcut așa de mulți? Nu. Dar ați fost solicitat. Nu. Mai puțin. E de bine sau de rău? Eu cred că e de bine. Pentru că asta se face în tinerețe. Când cei care se scăstoresc trebuie să fie cam de vârstă cu nanașilor sau lecuți mai micuți, dar când este această diferență de vârstă, când sunt alte gusturi, alte, alte viziuni asupra lucrurilor, a lumii, nici nu-i chiar bine, așa. Toate se fac la timpul lor. Corect. Și ultima fotografie este aici, dumneavoastră, în port popular, căciulă. Nicolae Grebince, la 50 de ani. Aniversare. Da, la 50 de ani am făcut niște fotografii cu Marin Iliuț. Eu cu Victor Botnar am făcut un spectacol la Filarmonica Națională, am mai făcut un spectacol la biserica din spatele președinției, un spectacol cu muzica religioasă al Nicolae Grebincea. Și au fost, sunt niște fotografii de pe timpul ăla când eram mai tineri al Pavel Verdi și în Borel. Ce vă supără cel mai mult la oameni, domnul Grebincea? Ce credeți că trebuie să schimbăm? Să nu mai fim obraznici ată? să ieșiți de la spectacole și să vă întâlniți cu diverse situații? nu las lucrurile pe seama bunului Dumnezeu, cum zic eu. Deci fiecare face ceea ce crede, dar fiecare cu siguranță poartă o anumită responsabilitate de ceea ce face și cum face. Eu întotdeauna încerc să ajung la mine sau la echipa mea de a face lucrurile cât mai bine și cât mai frumos. Cum este tatăl Nicolae Grăbincea? Cum este să tată de fete? Mulțumit de ceea ce ați educat? foarte mulțumit. Foarte. Deci, chiar dacă eu mai puțin am participat la educarea lor, pentru că și sâmbătă și duminică, iar așa mi-era lucru, activitate deci, culturală și toate manifestările se făceau sâmbătă, duminică, tot săptămâna la lucru și sâmbătă și duminică tot. Și meritul, evident, că este al soției Aurica, care a crescut niște fete extraordinare mă bucur la ele când afară că au făcut meserici sau ceea ce fac și au făcut-o bine au elementul este al bunului simț al omenescului și asta mă bucur cel mai mult. Aurica nu a fost niciodată geloasă pentru faptul că sunteți permanent în vizor, frumos, gătit, femeile vă urmăresc, vă păi da. dau like-uri, vă plac. Păi da, dar bărbatul întotdeauna este imaginea soției sale și un bărbat care reușește, dacă zicem că eu am reușit în viață cât ceva, deci asta nu mă datorită soției mele care a avut grijă de mine să mă spele, să mă amrace, să mă chitească, că să, să-mi spună nu uita aceea, nu uita făfeceia. -fă deci vrem noi să nu avem bărbații, dar până la urmă lumea asta din umbră este o lume a femeilor care, dacă nu ar fi ele, n-ar fi civilizații. Frumos cum vorbiți despre femei, dar au fost momente în care femeile se vă scoată din sărite. E, dar s-a întâmplat, dar asta s-a uitat. Ați ridicat de vreodată mâna la o femeie? A soție, o dar asta a fost așa, concert, pe urmă mi-am cerut scuze și m-am căiet că am făcut acest lucru. Dar noi suntem oameni, toată lumea poate greși, dar este mult mai important dacă găsești modalități pentru a îndrepta lucrurile conștientizând și încerci să îndrepti lucrurile și începi să faci, eu știu, lucruri bune, frumoase, ca să bucur pe cei din preajmă. E impulsiv uneori sunteți? Păi noi amândoi suntem cu soția, suntem aprinși. Și eu asta am înțeles de la începuturi și mai fac pasul în urmă. Dar suntem balanța amândoi și suntem cumpătați ce dați mai des dumneavoastră o faceți? Păi dacă cred că așa și este firesc. Bărbatul trebuie să dă ei pasul în Spuneți, domnul Grebincea, pentru bărbați, vă rog. <laughs> <laughs> Femeia e femeie și ea o să vorbească întotdeauna. Corect. Femeia este cea care o rânduiește această civilizație. Chiar dacă bărbații acolo, ei sunt președinți, mai în țările, dar Vă spun că și ei sunt produsul femeilor cu care conluc, conlucuiesc. Așa sunt lucrurile. Sunt lucruri și bune și frumoase, și sunt, care le-au femeile și, și noi bărbații. Și este nevoie de, de a găsi limbă comună. Bărbații, bărbații sunt așa cum sunt. Fără, fără doamne lângă ei nu prezentă interes. Foarte bine spus. Domnul Grebincea, noi avem o întrebare tradițională în cadrul podcastului. întrebați -mă. Pentru că podcastul se numește Sincer cu tine. Atunci când sunteți sincer cu dumneavoastră, ce vă spuneți cel mai des? Dar nu știu, întotdeauna, nu știu când n-am fost sincer cu mine. Nu dar ce aduc. vă spuneți când sunteți sincer? Că sunteți bravo, că mai aveți de lucru. Da, da, evident. Asta vă lăudați? mai în fiecare zi. Păi, dar dacă eu nu o să mă laud, mă, că mie voastră, că o să mă laud de lumea? Eu, dacă nu o să mă iubesc, o să vă iubească lumea? Artistul Nicolae Grebincea. Eu deja am ajuns la o vârstă și ca, eu știu, și ca o anumită măiestrie sau cu ca anumite calități, posibilități, când poți să-i niște lucruri pentru a-mi da seama unde sunt, ce fac și cum fac. Ani, ani își iau nota lor. Păi da, și e, cu timpul a apărut și această siguranță și această, eu știu, modalitate de a vedea lucruri, de a le concepe, de a le duce la capăt unele care merită, care nu merită. Noi Toate suntem... au un nivel. Noi avem pentru dumneavoastră un voucher din partea partenerilor noștri, e Mostel. Centru de Estetică și Remodelare Corporală și până ajunge acest voucher, eu vreau să vă întreb dacă dumneavoastră faceți proceduri de înfrumusețare, de îngrijire, de masaj, mai știu eu lista, cred că e lungă. Nu. Nu aveți timp de dumneavoastră? Păi nu, dar eu sunt eu mă ocup cu alte lucruri și eu sunt așa cum sunt, cum a... Dumnezeu. Evident că mai fac sport, cât ceva așa... Eu uh, predau coregrafie, și tot timpul sunt uh, în dans și în... Uh, și asta mă țin în formă. Evident că atrag, atrag atenția la ceea ce mănânc. Asta e de important. Câți, de câțiva ani, deci de vreo 12 ani, cred că 10, nu mănânc carni deloc. Nu ultimii ani din o dată în săptămână sau de două săptămână mănânc pâine numai. Deci mănânc pâine. Sunt niște lucruri pe care evident că procedurile mele astea, sunt. nu, dar nu mă duc la la frezat, mă duc, trebuie să mă duc cineva să mă frezeze, dar nu mai atât, altceva Noi nu. Noi totuși vă recomandăm să mergeți la un masaj pentru că la mostel masajul se face 100% cu rotații maxime și o să ieșiți de acolo împlinit Vă oferim un voucher în valoare de 1000 de lei. Mulțumim. este un voucher dumneavoastră alegeți procedura care credeți că vi se potrivește cel mai bine dar un masaj, o relaxare nu strică niciodată pentru dumneavoastră mulțumim frumos și eu, eu ia că eu și pot face asta, asta, asta e, e cel mai frumos centru lucru pentru dumneavoastră <laughs> avem și o sticlă de vin spuman din partea partenerilor Aurelius da, 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 da e bun, da, mână, e zi, gustos. zile astea o să-mi vină fietele acasă și mi aduce și nepoții ca eu bun el de vreo doi ani. Să vă trăiască. De greu trebuie să ies la pensie, dar nu vreau să spun la lume. Da, de am zis. Pensionarii uh, tot rămân tineri. E, nu, eu, eu ca la 18, credeți-mă. Aici am suflet tot timpul. Biologic, nu știu cum. Uh, așa, am dar, 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 cu sufletul și cu prezența de zi de zi suntem așa în formă. tot timpul tineri. Așa să fie. Este pentru Mulțumim dumneavoastră. Frumos. Mulțumim savurați frumos. Savurați cu fetele și sunt sigură că o să aveți o vacanță frumoasă împreună. Cum v-ați simțit? Ia spuneți în două cuvinte. Aici dumneavoastră? Da. Sunt bine. V-am spus că de la început că încerc să fiu sincer și sunt așa cum sunt de fiecare dată. Adică nu caut de a mă adapta la situație. Eu sunt așa. Chiar dacă indiferent ce m-ați fi întrebat, eu aș fi răspuns așa cum răspund de fiecare dată. Poate m-am repetat, poate m-am, dar dar să eu. Ați spus, când v-am sunat că să nu-mi dai aceleași întrebări, cum mi le dă toată lumea, ați simțit că a, ați vorbit ceva diferit, Cred că v-ați da, expus diferit. Da, 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 da Ați că fost da. un alt, Nicolae da. grbince. Nu, un alt sunt tot același, dar vorbele poate să o merite, a ta, dar. Altă abordare, altă e. abordare și mă, mă bucur că. Ești omul cu care se poate de vorbit adică ca predespui pe ala din fața ta să se descătușeze și să fie sincer. Și asta este o caritate foarte bună. Felicitări și mulțumim pentru invitații. Eu știu... Cu mare drag, onorată că am avut și am putut avea un interviu cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim frumos și eu!